Premieră pentru alpinismul românesc și o performanță sportivă remarcabilă la nivel internațional. Horia Colibășanu a urcat pe Everest fără oxigen suplimentar și fără ajutorul unei echipe de șerpași. După ce a ajuns la 8.848 de metri pe cel mai înalt pisc din lume, în această dimineață alpinistul timișorean a ținut să transmită într-un scurt mesaj că este bine și că a fost oribil de greu să ajungă în vârful muntelui. Ascensiunea a durat aproape 12 ore, ultima tabără a alpinistului fiind la 8.300 de metri. Horia Colibășanu a urcat pe munte în paralel cu șerpașii care au instalat corzile pentru sezonul 2017. Alpinistul urmează să coboare la o altitudine sub 8.000 de metri pentru a se odihni, această etapă a experienței fiind importantă și riscantă pentru că el este foarte obosit. Horia Colibășanu, aflat la cea de-a 19-a expediție internațională, este cel mai performant alpinist din istoria României, având în palmares ascensiuni de succes pe 7 dintre cele 14 vârfuri montane de peste 8.000 de metri. Vârful Everest este cel de-al 8-lea în palmares. Cele mai importante ascensiuni ale lui Colibășanu sunt pe munții Annapurna, K2 și Daulagiri, trei din topul celor 5 munți mortali din lume, cu înălțimi de peste 8.000 de metri. Succesul lui Horia Colibășanu pe muntele K2, înalt de 8.611 metri, fără oxigen suplimentar și fără șerpași în 2004, era considerată până acum cea mai mare performanță individuală din alpinismul românesc.